Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această ediție a emisiunii Starea de Bine, în direct, vom vorbi despre epilepsie, o problemă cu care se confruntă mulți părinți și copii, pentru că este, de fapt, o problemă a întregii familii. Pentru a discuta despre simptomele epilepsiei, despre cum se pune diagnosticul, dar cel mai important despre ce are părintele de făcut acasă, atunci când o criză epileptică apare, am invitat o studio pe doamna doctor Mihaela Axente, medic primar neurologie pediatrică, la Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, doctor Nicolae Robănescu. Bine ați venit, doamnă doctor, la Speranța TV. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! În cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii Nicolae Robănescu, doctor Nicolae Robănescu, vin diverse tipuri de patologii. Copiii respectivi cu care dumneavoastră vă întâlniți zilnic au probleme locomotorii, da. Au alte sechele în urma unei afecțiuni. Epilepsia este între aceste probleme care necesită o intervenție într-un centru de recuperare? Sigur, pot să vă spun că în cadrul centrului nostru, dar în general în cadrul patologiei neurologice la copil, epilepsia este o afecțiune destul de des întâlnită. Respectiv, în cadrul centrului nostru este cam cu o pondere de 25-30% din copiii care sunt internați și care, sigur, vin pentru alte afecțiuni locomotorii în principal. Și este nevoie ca un medic neurolog să aibă și această supra-specializare pentru a trata copiii. Nu neapărat. Deci medicii neurologi pediatri sunt pregătiți în cadrul curriculei de specializare să se ocupe de epilepsie și au mai mult decât atât și competență în a efectua electroencefalogramă pentru a susține diagnosticul. Epilepsia apare doar la copii sau este o afecțiune care se păstrează pe tot parcursul vieții? Este o afecțiune cronică sau poate apărea și la vârste mai înaintate? Da, poate apărea și la vârste mai înaintate, poate debuta la vârste mai înaintate, dar în general este mai frecventă la copil. Noi cred că facem la adult. Da, cred că facem o confuzie între epilepsia ca boală și criza propriu-zisă și cred că medicii nu se repede așa repede să pună diagnosticul de epilepsie doar când părintele îi spune a făcut o criză epileptică. Așa ar fi bine să nu se repede să pună diagnosticul. Sigur, este o diferență între diagnosticul de epilepsie și criza epileptică, ele nu trebuie confundate. Respectiv, criza epilepsia a fost definită conceptual încă din 2004 ca o tulburare, ulterior din 2014 definită ca boală și reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni din neurologia copilului, din neurologia pediatrică. Este cauzată de o predispoziție cronică durabilă la nivel cerebral care determină apariția crizelor epileptice. Pentru a avea acest diagnostic e nevoie de cel puțin două asemenea crize neprovocate la un interval mai mare de 24 de ore. Deja am multe, multe întrebări. Vorbeați despre o predispoziție. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că există anumiți copii care au predispoziție către a dezvolta epilepsie? Termenul de predispoziție este un termen general care cuprinde mai mulți factori. Există în clasificarea epilepsiilor mai multe tipuri de epilepsie. Există epilepsii genetice, în care într-adevăr vorbim de o predispoziție genetică, anumite mutații pe cromozom, pe gene. Există epilepsii de cauză structurală, în care avem modificări de ordin structural la nivel cerebral, adică leziuni care se pot vedea pe remene, de pildă. Avem epilepsii metabolice, infecțioase, imune, deci e o clasificare întreagă. Termenul de predispoziție se referă la o anumită condiție cronică și nu acută care determină declanșarea acestor crize. Să o numim cumva vulnerabilitate individuală? Da, să zicem. Dar v-am explicat, sunt mai multe situații care pot declanșa criza epileptică.
nu e doar, nu e doar predispoziția genetică, sunt și afecțiuni câștigate care în timp pot determina. Spuneați că pentru a pune diagnosticul de epilepsie este nevoie ca medicul să afle sau părintele să raporteze două crize neprovocate. Cum adică neprovocate? Este cineva care ar vrea să provoace o criză de epilepsie? Mi se pare? Sunt definite în toate manualele în care definim epilepsia, crize neprovocate. Adică ele apar din senin, nu apar datorită unor factori pe care îi vedem, adică niște factori predispozanți direct și trebuie să facem diferența între acest tip de criză și o criză care poate fi tot o criză epileptică, dar într-un context acut, adică într-un context care este reversibil, cum ar fi crizele, de exemplu, din encefalitele acute sau din traumatismele craniocerebrale, în care mecanismul de declanșare a acestor crize este diferit și el este reversibil. Odată ce se stinge edemul cerebral, de pildă, sau sindromul inflamator, crizele dispar și nu mai reapar poate toată viața. Dar dacă aceste condiții sunt urmate la un interval variabil de timp de săptămâni, luni, de niște cicatrici, zone de glioză care sunt urmare acestor procese acute, ele pot dezvolta crize epileptice și diagnosticul se va modifica în epilepsie, de epilepsie post-traumatică sau epilepsie post-encefalită acută. Așadar, o criză epileptică poate fi declanșată și de anumite boli infecțioase sau alte probleme. Febra poate declanșa o criză epileptică? Febra este considerată un trigger, este considerată un factor favorizant. Ea sigur că poate declanșa în momentul respectiv criza, dar background-ul, adică predispoziția, este de pildă în convulsia febrilă simplă, că asta este cel mai frecvent diagnostic la copilul mic care face criză în condiții de febră, este o predispoziție genetică, de fapt. Este o predispoziție moștenită, iar febra este doar un factor trigger care o declanșează. Deci nu este factorul determinant, este factorul declanșator. Ați putea să ne povestiți cum se manifestă o criză epileptică? Poate sunt oameni care n-au văzut în viața lor. Ce anume se întâmplă cu acel copil? Da. Criza epileptică este definită ca o manifestare paroxistică sau un episod acut. Asta însemnând un proces de scurtă durată care începe și se termină brusc, care este declanșat, este datorat unei descărcări anormale, excesive la nivel neuronal. Trebuie să ne închipuim rețeaua neuronală ca o rețea electrică și focarul epileptic, de unde pleacă scânteia, e ca un scurt circuit în această rețea electrică. Crizele epileptice sunt de foarte multe feluri. Nu este numai criza convulsivă pe care o știu toți și care este asimilată crizei tonico-clonice generalizate, cu care toată lumea e familiară. Poate că nu sunt familiari unii. Ce se întâmplă? Copilul sau persoana cade jos? Da, prăbușește. În acest tip de criză, convulsivă sau tonico-clonică generalizată, de multe ori copilul cade brusc, fără a avea niște semne premonitorii, fără a spune nimic înainte, pur și simplu se brăbușește, își pierde cunoștința, intră într-o fază tonică inițială, adică într-o fază de contractură generalizată, atât la nivelul corpului, cât și la nivel mandibular, adică își încleștează dinții, fază care poate dura între câteva secunde până în 10 secunde, după care urmează faza clonică, în care segmentele corpului, membrele superioare, inferioare, au niște mișcări ritmice sacadate, numite clonii. Este o fază mai lungă, poate adică ține 2-3 minute, așa? Adică are niște tresăriri bruște, sacadate, care pot să fie generalizate sau mai mult pe stânga decât pe dreapta. Sunt diverse
formă. Pare un tablou fricoșător, așa, adică să scadă copilul jos și să înceapă să-i tremure membrele sau chiar întregul corp. Așa este. Poate fi înfricoșător, dar prima criză de multe ori nu poate fi anunțată, este o surpriză pentru cei din jur, sigur părinții pot fi speriați, educatorii la școală, bunicii, aparținătorii, dar pe urmă, sigur, copilul este evaluat și se stabilește ce e de făcut pe viitor pentru a încerca să evităm apariția unor noi crize. Și ați putea ca în această emisiune să ne dați câteva direcții, ce ar trebui să facem dacă un copil sau o persoană ar face prima lui criză în prezența noastră, ce am putea face noi ca nespecialiști? Da. Când observăm că un copil cade, în primul rând trebuie să ne apropiem, să vedem, sigur, sunt măsurile de prim ajutor care se pun în orice situație, de a vedea dacă copilul respiră, dacă are puls. Sigur că într-o criză epileptică copilul și respiră și are puls, dar respirația este poate ușor modificată, sărătoroasă, cum o numim noi, mai dificilă, mai greoaie. Așezăm copilul într-o poziție de siguranță, adică întins pe sol, fără nimic la cap, fără nicio pernă sau altă, într-o poziție de siguranță în decubit lateral. Evităm a introduce în gură degete sau alte instrumente pentru a scoate limba sau alte diverse lucruri pe care le mai încearcă câte unii, sunt manevre greșite. Dinții fiind încleștați. Dinții fiind încleștați, dar în populație, în general, unii și-au la țară, am observat lucrul ăsta, toată lumea încearcă ba să sufle în gură, ba să scoată diverse lucruri din gură, să introducă un deget, să încerce să scoată limba, să nu se nece copilul. Este o manevră greșită pentru că putem să facem mai mult rău, putem să împingem limba spre orofaringe și să provocăm chiar noi sufocarea. Deci, copilul se așează în poziție de siguranță, în decubit lateral, se deschide un geam pentru a avea cât mai mult oxigen și se sună la salvare. Cam asta s-ar putea face într-o primă fază, când nu avem medicația de salvare, pe da. Care după aceea părinții o au la domiciliu și pot să o administreze. Există riscul ca acest copil să se lovească la cap atunci când cade sau în timpul convulsiilor? Există acest risc, și da. Atunci trebuie avut grijă să nu dacă se lovească. Dacă putem să prindem sau să avem, dacă nu se întâmplă prea brusc, putem să încercăm să prindem copilul pentru a evita lovirea lui, sigur. Nu întotdeauna e posibil. Așadar, aceasta este cea mai cunoscută da. Formă de da. Manifestare a epilepsiei, criza tonico-clonică. Generalizată. Generalizată și, bineînțeles, asta implică și faptul că există alte forme de manifestare mai puțin cunoscute, despre care vom vorbi tot în această emisiune. Aș vrea să vă spun că avem un material, un reportaj realizat în acest an, mai de mult, cu ocazia Zilei Mondiale a Epilepsiei. Vă propun să urmărim acest reportaj și apoi să revenim la discuția despre alte forme de manifestare ale crizei epileptice și despre investigații și tratament. Să nu uităm faptul că cei care ne urmăresc nu au studii de specialitate, dar au nevoie de câteva informații de bază, ce este de făcut în cazul în care în preajma lor un copil sau un adult are o astfel de criză. Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite SMS-uri la numărul 0751 400 300. Deja avem un SMS la care vom răspunde după acest reportaj. În fiecare an este dedicată o zi în care toată atenția cadrelor medicale și a asociațiilor pacienților epileptici este concentrată asupra gradului de informare în privința acestei boli, a confruntărilor majore ale pacienților și asupra unor forme de tratament pentru rezultate mai bune. Cred că sunt lucruri concrete care pot fi făcute și în România, de la a modifica cadrul legal existent pentru a putea să avem acțiuni mai eficiente,
până la a ne asigura că toți pacienții beneficiază de tratamentul adecvat și că există un acces egal la tratament pentru toți cei care au nevoie. Epilepsia este o tulburare neurologică apărută fie la vârste foarte mici, fie foarte înaintate. Copilul meu la vârsta de 14 ani jumate, într-o zi a venit de la școală, nu se simțea prea bine, ok, am făcut o programare pentru doctor a doua zi, iar noaptea la 3 a făcut o criză, nu știam despre ce e vorba, am chemat imediat salvarea, a fost o criză de epilepsie, a intrat în comă, a stat aproape 6 zile, a ieșit complet paralizat pe partea dreaptă, nu mai știa să scrie, să vorbească, să citească. A fost o luptă pe viață și pe moarte. Izolarea și singurătatea sunt cele care îi lovesc greu pe acești pacienți. Percepția societății față de acești bolnavi este total greșită. Sunt considerați pericol social acești bolnavi, deși nu sunt. Această boală pentru aparținători este cumplită, pentru că copiii, dacă sunt marginalizați, în sensul că nimeni nu-și dorește să aibă în grupul de prieteni un bolnav de epilepsie, ei au foarte multe frustrări la pubertate, în adolescență, în tinerețe. Copilul meu acum are aproape 27 de ani. Dar nu se poate integra în societate pentru că societatea nu este acomodată cu termenul acestei boli. Toți văd lucrul ăsta ca ceva rușinos. Conferința de presă organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Luptei împotriva Epilepsiei a reunit atât specialiști ai domeniului cât și persoane decidente în ceea ce privește sănătatea cetățenilor români într-o dezbatere cu titlul Epilepsia, o provocare reală pentru pacientul român și o problemă majoră de sănătate publică. Ne dorim ca toate problemele de sănătate publică să poată fi puse pe agenda comisiei și să aibă și o rezolvare. Sunt foarte fericită că factorii de decizie politici ne găzduiesc și sunt aici ca să audă care sunt problemele de care ne lovim, ca medici, ca și consilieri ai pacienților noștri și cred întotdeauna ca un membru al familiei lor, pentru că de multe ori ne luptăm alături de ei să obținem cele mai bune soluții pentru acești pacienți. În cadrul conferinței de presă s-a discutat despre eficientizarea tratamentului pacienților cu epilepsie și alternative pentru pacienții farmacorezistenți. Sunt pacienți rezistenți la tratament care până în momentul de față nu s-a putut găsi tratamentul adecvat pentru ei. Și atunci ultima lor șansă sunt aceste tratamente inovatoare. Am înțeles că în Europa funcționează aceste molecule, sunt implementate de câțiva ani, dar în România nu. Credeți că se poate aduce în viitorul apropiat această soluție pentru pacienți și pentru pacienții din România? Sperăm pentru asta și încercăm, facem toate demersurile. Noi, eu ca și reprezentant al ASPERO, am făcut toate demersurile către autorități, către Ministerul Sănătății, către Casa Națională de Asigurări, și sperăm să-i convingem să introducă și aceste molecule noi, tratamente inovatoare pe lista de medicamente compensate în beneficiul bolnavilor. Avem nevoie de medicamente noi, pentru că dacă noi ne rezumăm și ni se spune mereu, da, aveți medicamente de epilepsie, da, dar fiul meu și mulți, încă sute de pacienți, le-au încercat pe toate. Le-au încercat, sunt combinații care se pot și care nu se pot. Dacă nu îți ține în frâu criza, nu funcționează tratamentul. Este farmacorezistent, să înțeleg. Farmacorezistent, exact. Și atunci, la ce tratament apelați? Păi, afară în toată Europa sunt o grămadă de medicamente noi. M-am informat, știu pe din afară și numele și tot și ce să vă zic. Ministerul nu... Am făcut o întâmpinare la minister, la Ministerul Sănătății, pentru un medicament care la noi este în probă în România, dar care nu este aprobat și ministerul nu vrea să-l aprobe pentru că mai sunt încă nu știu câte medicamente. Da, sunt, dar nu funcționează. Felul în care ne adresăm terapeutic acestei pacienților cu epilepsie este o provocare pe toată durata bolii. De exemplu, încă de la început putem avea pacienți aparte care suferă și de alte boli, care au toleranțe dificile la tratament.
De aceea este important ca pe parcursul bolii să le oferim alternative. Nu întotdeauna ceea ce avem imediat la îndemână este bun pentru toată lumea. Pentru etapa bolii în care pacientul nu răspunde la medicamente, s-au depistat noi metode de tratament. Avem trei arme. În primul rând, chirurgia focarului epileptic. Avem terapii inovatoare, noi molecule care abordează noi căi de tratament, noi mecanisme de acțiune în lupta împotriva farmacorezistenței și avem procedurile de neurostimulare. De asemenea, există programe naționale pentru această categorie de pacienți. În România există un program național care funcționează cu succes, care este finanțat din 2012. Pentru explorarea invazivă a creierului la pacienții cu epilepsie farmacorezistentă, în ideea de a le propune un plan de intervenție chirurgicală care se ducă la controlul crizelor cu cât mai puțin preț funcțional pentru a obține acest scop. Sunt și câteva probleme la care încă se caută soluții. Accesul la investigații este foarte diferit. Pacienții din București pot beneficia foarte ușor de investigații. Pacienții din zone în care nu există neurolog pediatru, de exemplu, și există județe care n-au neurolog pediatru, nu pot avea acces la cea mai înaltă calitate a diagnosticului și uneori nu există nici aparatură care să ajute la punerea diagnosticului. Deci asta, împreună cu dumneavoastră, va trebui în viitor să îmbunătățim. Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre epilepsie împreună cu doamna dr. Mihaela Axente, medic primar neurologie infantilă la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu. Puteți trimite SMS-uri cu întrebările dumneavoastră la 0751 400 300. În ultima parte a emisiunii vom răspunde acestor întrebări. Ați văzut că medicii și pacienții din țara noastră sunt interesați de tratamentele acestea moderne, care pot îmbunătăți viața celor care suferă de această boală. Înainte de a vorbi despre tratament însă, avem o restanță. Ar trebui să vedem ce alte tipuri de crize, care nu sunt majore, alte tipuri de crize epileptice ar mai putea exista. Da, clasificarea tipurilor de crize epileptice se face în mare în crize focale și crize generalizate. Crizele focale sunt cele care sunt, în care manifestările clinice sunt restrânse doar la o parte a corpului, respectiv poate fi doar restrâns la nivelul feței, la nivelul comisurii bucale, la nivelul ochilor sau la nivelul membrului superior, membrului inferior de aceeași parte. Crizele generalizate sunt cuprind bilateral tot corpul. Crizele generalizate, pe lângă criza tonico-clonică generalizată, mai putem avea și alte tipuri de crize, cum este criza atonă, de exemplu, în care copilul pur și simplu cade anterior, cade de la jumatea corpului, cade capul sau cade cu tot trunchiul anterior. Este o criză periculoasă în care copilul se poate răni, în care poate să se lovească serios la cap și care se previne. În străinătate, dar și la noi, au început copiii să poarte căști speciale pentru a nu se lovi în timpul acestor crize. Altă criză generalizată ar fi criza tonică, în care contractura este generalizată la nivelul întregului corp, dar nu este urmată de cloniile pe care le-am expus în primul tip de criză. Ar mai fi criza mioclonică, care e doar o tresărire de scurtă durată, poate fi distală la nivelul mâinii sau la întregul segment superior sau inferior sau în alte zone ale corpului. Cum am putea să facem deosebirea între această criză epileptică și o simplă contractură musculară, adică părintele cred că nu poate face o astfel de deosebire. Da, câteodată poate fi dificil de a face diferența și nu e neapărat treaba părintelui de a face diferența. Părintele este încurajat de către medic să urmărească manifestarea paroxistică, să o descrie ulterior cât mai fidel,
medicului și dacă poate să o și înregistreze, să o filmeze și să o prezinte pentru a putea trage concluziile chiar după mai multe manifestări. Câteodată după o singură manifestare e greu de zis dacă este o criză tonică, epileptică sau un alt tip de criză. Deci părintele trebuie să fie atent la orice manifestare neobișnuită, da, care, să zicem, se repetă. Da, este și adevărat. Această manifestare ar trebui filmată și descrisă, eventual și în ce condiții, în ce context s-a declanșat. După o primă manifestare sau după mai multe manifestări, când părintele se adresează medicului specialist, se face o anamneză riguroasă, se solicită părintelui să descrie cu minuțiozitate și condițiile în care a apărut, în care a apărut criza și în sine descrierea episodului. Avem un mesaj. Bună ziua, am un copil diagnosticat cu epilepsie. Dimineața îi tremură degetele de la membrele superioare. Sub tratament medicamentos nu mai are tremurături. Iată un semn care poate fi trecut cu vederea la un moment dat că îi tremură degetele. Da. Se poate vindeca? Are 22 de ani și ia tratament de 5 ani. Înțeleg că nu mai face aceste manifestări sub tratament. Nu. Asta dovedește că aceste manifestări sunt într-adevăr crize epileptice și nu alt tip de manifestări care nu au legătură cu acest diagnostic. Deci, apropo de vindecare, tratamentele de obicei sunt de lungă durată. Depinde de care este cauza epilepsiei și de multe ori tratamentele nu se scot cu ușurință, ci după o atentă analiză a mai multor investigații care trebuie cerute, a unei perioade libere suficient de lungi, fără crize, și în ultimul rând a pacientului care trebuie evaluat clinic. Deci tratamentul de obicei durează ani de zile, cel puțin 5 ani, 10 ani, depinde de situație. Deci un pacient care a fost diagnosticat cu epilepsie, cu ce frecvență trebuie să meargă la medicul neurolog? Odată ce crizele sunt controlate, nu e nevoie să meargă des. Poate odată la o jumătate de an, odată la un an, depinde cum este urmărit, cum stabilește medicul curant. Da. Da. Există și anumite crize care nu sunt epileptice, dar pot fi suspectate ca fiind crize de epilepsie. De exemplu, chiar vorbeam înainte de emisiune, leșinul. Da, lipotimia, sincopa, este una dintre manifestările paroxistice cu care ne confruntăm des în cabinet și de multe ori, mai ales pe perioada verii, se întâmplă să avem mulți pacienți care vin cu acest istoric de cădere bruscă în condiții de ortostatism, adică stau în picioare, în condiții de căldură, fără să fi mâncat dimineața, iar derularea episodului este oarecum tipic, în sensul că pacientul simte o stare de slăbiciune, de amețeală, de înțesoșare a vederii, după care cade brusc, poate să-și piardă cunoștința pentru o perioadă scurtă sau nu complet, și își revine relativ repede, fără semne ulterior, adică revenirea este rapidă, completă și fără niciun fel de alte urmări. Este o criză neepileptică care poate fi diagnosticată și de către medicul pediatru sau de către medicul de familie. Poate apărea și la vârste mai mari? Da, în adolescență. Noi le vedem destul de des de la vârste destul de mici, nu ține neapărat de vârstă. Dar când se întâmplă la vârste mai mari și auzim că, uite, am avut o cădere de calciu. Da, nu are legătură cu căderea de calciu aceste episoade. Sunt determinate câteodată chiar genetic, câteodată găsim în istoricul acestor pacienți și părinții lor care au avut asemenea episoade. Găsim alte condiții care sunt care le găsim împreună cu aceste lipotimii, de pildă rău de mașină sau migrena, care pot fi asociate lipotimiei. Alte tipuri de manifestări care nu sunt epilepsie, dar pot fi confundate. De exemplu, spasmul hohotului de plâns la copilul mic până în vârsta de 3 ani este
o manifestare destul de dramatică care apare, cu care părintele vine în cabinetul de neurologie pediatrică povestind că copilul prezintă dintr-un plâns susținut episoade de apnee, se oprește din respirație, se cianozează și nu mai respiră preț de câteva până în 10-15 secunde, după care expiră și își reia respirația normală și totul revine la normal. Dar momentul acela în care rămâne blocat fără aer este dramatic și părintele nu știe ce să facă. Și ce ar trebui să facă? Nu are de făcut prea multe, în sensul că episodul se stinge de la sine, trece odată cu vârsta, unii părinți devin hiperprotectivi pentru a copilul să nu mai plângă și să evite aceste episoade, dar ele se remit odată cu vârsta și devin din ce în ce mai rare după vârsta de 3 ani, fiind complet absentă după 5 ani. Da, ar fi bine să nu-l mai facă pe copil să plângă. Da, sunt situații care nu sunt totdeauna pot fi controlate. Copilul poate să plângă din diverse motive și de ce sunt mai protectiv față de el, de aceea va plânge din ce în ce mai ușor. Deci nu cred că da, întotdeauna o soluție pentru... Pot apărea astfel de situații și în somn, de exemplu, această pierdere sau incapacitate de a respira a copilului. Poate să apară și în timpul somnului? Nu, deci sau aceste episoade sunt strict legate de un plâns susținut. Există alte manifestări neepileptice de somn, cum este pavorul nocturn. Ce înseamnă asta? Care este o manifestare paroxistică care apare la copilul în general în jurul vârstei de 5 ani, 4-6 ani, care în prima parte a somnului, în care copilul se poate trezi brusc, aparent e treaz, dar este într-o stare așa de semiconștiență, plânge susținut, nu știe unde se află, pare ușor dezorientat, agitat, părinții încearcă să-l calmeze, reușesc într-un final, copilul readoarme și totul reintă normal. Dimineața nu își amintește nimic despre acest episod și nu este de fapt o criză epileptică, e de fapt o manifestare neepileptică care de asemenea se remite în timp odată cu o creștere în vârstă. Fiindcă vorbim despre ce este și ce nu este criză epileptică, am văzut că acea senzație de deja vu este considerată sau se spune despre ea că ar fi o manifestare epileptică. Este adevărat? Senzația de deja vu face parte din aura epileptică, este o descriere mai veche din criza temporală, criza temporală care poate avea la început așa numită aura epileptică, în care pacientul poate avea senzația că vede lucruri care le-a mai văzut. Pe care le-a mai trăit odată. Pe care le-a mai trăit sau jamais vu, care nu le-a mai văzut niciodată. Și sunt în prodromul, practic, în partea de început, înainte de declanșarea unei crize temporale. Bun, și dacă această senzație apare izolată, doar ea, se poate vorbi de o problemă neurologică? Depinde dacă e chiar așa sau cum e. Deci trebuie să avem o anamneză atentă, un istoric atent și pacientul, de regulă copiii, mai greu povestesc lucrurile astea. Mai mult la adulți. Da. Da. Păi poate ar fi cazul să facem și o emisiune despre această patologie la adulți. Avem încă 3 întrebări. Ați fi de acord să răspundem acum la ele și să vorbim după aceea despre investigații? Da. Am un băiat cu epilepsie, dar nu mai face crize de 2 ani, însă are ADHD. Aș dori să știu dacă epilepsia are vreo legătură cu ADHD-ul. Nu s-a stabilit o legătură neapărat între ADHD și epilepsie. Sunt două lucruri care trebuie tratate diferit. E adevărat că epilepsia în timp, dacă nu este controlată, cum trebuie și copilul face crize, poate duce în timp la niște modificări de comportament, la modificări cognitive, de memorie, de concentrare, de atenție, care pot să fie secundare epilepsiei. Deci, dar dacă epilepsia este tratată
corect. Da, dacă este tratată corect și copilul nu mai face crize, nu putem vorbi de... Asta poate să aibă un comportament, poate ușor hiperkinetic, nu știu dacă e chiar ADHD sau nu, asta rămâne de văzut. Și ambele afecțiuni sunt tratate de neurolog. De ADHD se ocupă mai mult psihiatria pediatrică. Da. Așadar, doamna ar trebui să meargă cu băiețelul și la neurolog și la psihiatru. Da. Încă o întrebare. În criza de epilepsie, bolnavul face și spumă la gură? Se pot face mai multe crize în 30 de minute sau este vorba despre o altă boală? Încă o dată, sigur, în criza tonico-clonică generalizată putem avea acest aspect de spumă la gură în care pacientul, de fapt, are o hipersalivație, o contractură maxilară, își poate chiar mușca limba și să avem această hipersalivație cu aspect de spumă la gură. Da. Este prezentă de obicei în criza majoră, în criza tonico-clonică generalizată. Și se pot face mai multe crize în decurs de 30 de minute? Da, se pot face mai multe crize. Și în general, în medie, o criză poate dura 2-3 minute. Ea poate să se repete la interval de 2-3 minute. Când sunt foarte dese, când copilul nu ajunge să-și recapete starea de conștiență și începe o altă criză și o altă criză, se numesc crize subintrante. Sau dacă nu iasă din criza respectivă și criza depășește durata de 30 de minute, avem de face cu un status epileptic care este o urgență medicală. Oricum, în timpul crizei trebuie chemată ambulanța. Da, ar fi bine să fie chemată ambulanța. Da. Dacă criza se prelungește și copilul nu răspunde la medicația de salvare pe care o are părintele. Încă o întrebare despre ceva ce eu n-am auzit până acum. Ce este pseudobulbarismul? Cu ce se tratează dacă se tratează? Nu are legătură cu subiectul. Sindromul pseudobulbar este un sindrom care nu are legătură cu epilepsia, adică e vorba de lezarea unor tipuri de căi dintre neuronul motor central și nuclei din trunchi, din trunchi cerebral, și manifestările clinice sunt tulburări de deglutiție, tulburări de fonație și alte lucruri care... Și se tratează, că asta era de fapt întrebarea. La copil vedem foarte rar și depinde de situație și de cauza care determina sindromul pseudobulbar, pot exista sigur și tratamente după caz. Să vorbim puțin despre investigații. Prima întrebare pe care am primit-o în această emisiune se referea la electromiografie, la această măsurare a activității musculare a limbii. La ce folosește și la ce diagnostic conduce? Da, nu știu dacă chiar nu are legătură cu subiectul emisiunii. Electromiografia este un tip de investigație electrofiziologică care se recomandă în general în neuropatii, în boli musculare, iar în ce privește MG-ul la nivelul musculaturii bulbare, la nivelul mușchiului genioglos, există indicații diverse în boala de motoneuron, în alte tipuri de boli care nu au legătură cu epilepsia. A revenit unul dintre părinți, cel cu copilul cu ADHD. Mergem doar la neurolog. Sunt zile în care este agresiv și nu știe ce să mai facă. Da, deci ar fi bine să ceară și părerea unui psihiatru. Trebuie evaluat copilul în ce condiții e agresiv și dacă are și un grad de retard asociat. Bun, așteptăm în continuare SMS-urile cu întrebări la numărul 0751 400 300. Haideți să vedem ce investigații se fac atunci când vine părintele cu un copil după prima criză. Vă povestește ce s-a întâmplat, are și filmarea, da? Și vă spune că vrea să facă o electroencefalogram. Da, de regulă așa se întâmplă. De regulă așa se întâmplă. Deja vine cu această solicitare. Nu este o rutină în a face electroencefalogramă după prima criză, decât dacă ea a fost prelungită și este clar a fi o criză epileptică sau dacă ne punem problema
că nu este, dar nu e întotdeauna o rutină de a face după prima manifestare EG, ci mai degrabă ascultăm cu atenție cum s-a desfășurat evenimentele, cum s-a desfășurat criza, care a fost contextul de apariție acesteia, care sunt semnele de după criză și sfătuim părintele să urmărească copilul în continuare. Îi dați vreun medicament după prima întâlnire, să zic așa, după prima consultație? Nu, de regulă nu primește tratament, ci eventual medicația aceasta, așa numită medicație de salvare, adică o formă, un medicament antiepileptic care se găsește în formă de microclismă și care se aplică cu ușurință intrarectal în caz de repetare a crizei, dar criza este prelungită mai mult de 2 minute în general. Dacă criza e mai scurtă de 2 minute, nu se recomandă aplicarea tratament. Vorbim imediat despre tratamentul de urgență. Deci, în mod normal, în afară de discuție și de această recunoaștere a unor simptome, nu se fac alte investigații la prima. Da, sunt situații în care se pot face, sunt situații în care nu. De exemplu, dacă este o criză evidentă din anamneză, că nu este o criză epileptică, este o criză, o convulsie febrilă simplă, da, în care avem toate datele clinice că e o convulsie febrilă simplă sau e o manifestare neepileptică clară și evidentă că așa nu se solicită un electroencefalogramă, dar dacă sunt semne, dacă avem și un copil care are un grad de întârziere, care are alte probleme neurologice, la care credem că ar putea să fie o lezionalitate de desubt, se poate și solicita electroencefalograma. Dar ce vreau să spun este că electroencefalograma este o înregistrare grafică a activității electrice a creierului. Electroencefalograma nu pune diagnosticul de epilepsie. Ea poate să fie normală intercritic, adică între episoade. Da, și doar dacă l-ați prinde pe pacient chiar deci, în timpul crizei. Da, în timpul crizei, dacă este surprins criza cu acest EEG montat și avem înregistrarea grafică, aceasta poate confirma sau nu criza epileptică. Dar EEG-ul intercritic poate fi normal. Acest lucru nu exclude diagnosticul de epilepsie și invers, poți să ai modificări de tip iritativ pe EEG care să nu însemne neapărat epilepsie. Dar RMN este necesar? Rezonanța magnetică nucleară se face de obicei? Nu de la prima evaluare, se poate face și se face de obicei când avem de-a face o criză focală cu suspiciunea de lezionalitate, de etiologie de tip structural a epilepsiei, adică când bănuim că ar putea să fie zone displazice sau alte tipuri de leziuni cerebrale care să aibă legătură cu crizele epileptice. Acestea sunt toate investigațiile care se pot face în cazul unui pacient cu epilepsie? Electroencefalograma poate fi efectuată în mai multe feluri și este o investigație care poate deveni complexă pentru diagnosticul de epilepsie. Este electroencefalograma de rutină, de veche, dar în sprijinul acestui diagnostic se pot face și alte tipuri de investigații EEG, cum ar fi video EEG, înregistrarea video EEG de lungă durată sau înregistrarea EEG de somn, care aduce niște informații suplimentare pentru susținerea diagnosticului de epilepsie. Dar în principiu cam astea sunt. Pentru că mai avem foarte puțin timp în această emisiune, aș vrea să vă întreb care este deosebirea dintre tratamentul de urgență la domiciliu despre care ne-ați povestit și tratamentul de fond al epilepsiei care se prescrie în momentul în care s-a pus clar diagnosticul. Medicația de salvare pe care o au la îndemână părinții este simplu de administrat, este această formulă intrarectală. De ce s-a ales această formulă? Pentru că acționează rapid și oprește criza repede. Deci oprește, acționează asupra musculaturii sau se absorbe prin musculatura rectală rapid și oprește criza. Da.
este medicația de urgență, în afară de metodele pe care le-am spus anterior, poziția de siguranță, copilul întins, decubit lateral, oxigen, se aplică și această microclismă intrarectal pentru oprirea crizei. Încă ceva, de ce trebuie copilul pus lateral și nu lăsat pe spate? Pentru ca limba să nu alunece în orofaringe, în practic, fundul gâtului. În orice situație de urgență. Și se sufoca, da. Este poziția de siguranță pe care o întâlnim în orice situație de urgență, da. Deci, părintele, dacă se întâmplă această criză, trebuie să aibă grijă copilul să nu se lovească la cap, să... Da. Să-l așeze într-o poziție de siguranță, da, deschide un geam, să aibă oxigen și să-i aplice această microclismă. Nu chiar imediat, să nu intre în panică, dar dacă criza se prelungește peste 2 minute, poate aplica această... Și să nu-i deschidă cu forța gura, cum da, a da, zis și că să se nu, practică. Asta da, nu. Da, și să nu umble în interiorul gurii cu absolut nimic, nici cu degetul, nici cu alte instrumente. Și bineînțeles sună la salvare, dacă criza se prelungește, sună la salvare, deci, pentru a primi ajutor. Dacă se prelungește peste 2 minute, peste 5 minute, da, cum? Peste 50 minute deja sună pentru a avea timp să și vină salvarea. Da. Iar tratamentul de fond, tratamentul epilepsiei, acest tratament de lungă durată, ați văzut că ne-au scris oameni care aveau copii de 5 ani de zile, luau tratament. Da. Tratamentul de fond este un tratament medicamentos. În România există câteva medicamente, nu foarte multe, care sunt omologate și care sunt folosite. Se începe, sigur, cu un singur antiepileptic, care se crește în doză corespunzătoare kilogramelor. Asta se întâmplă la copil și se urmărește eficacitatea acestuia. Adică scopul este, în primul rând, să nu mai facă crize clinic și, dacă se poate, să nici nu mai avem modificări pe electroencefalogramă. Este considerat o epilepsie rezistentă, acea formă de epilepsie care nu răspunde la cel puțin 2 antiepileptice. Deci după primul antiepileptic se adaugă al doilea antiepileptic. Sigur că alegerea acestora depinde de felul crizelor, de aspectul clinic a acestora și de mai mulți factori, nu numai strict de aspectul clinic, dar se aleg anumite tipuri de antiepileptice. Ele se combină și se așteaptă un rezultat. Dacă putem să avem rezultate într-o primă fază, ca după aceea, după luni sau ani, să nu mai avem aceleași rezultate și crizele să reapară și să fie nevoie o altă combinație sau să fie nevoie să mai adăugăm încă un antiepileptic. În general, nu s-a dovedit a fi util mai mult de 3 antiepileptici. Știți că există atât în cazul tratamentelor psihiatrice cât și în al celor neurologice această teamă de dependență. Dacă primesc un astfel de tratament, voi deveni dependent și când îl voi întrerupe reapar simptomele sau poate chiar fac forme mai grave sau chiar acel sindrom de abstinență la medicament. Este adevărat această idee? Nu vorbim de dependență la antiepileptice. E vorba că aceste focare active epileptice sunt ținute sub control de antiepileptice, adică ele nu mai sunt active. În timp, poate cel puțin la copil, odată cu trecerea vârstei, este în mod natural, aceste focare devin mai latente și mai puțin active. Dar medicația este absolut necesară. Ea nu creează, în esență, dependență ca și neurolepticele sau ca și alte medicamente care le vedem în psihiatrie. Și mai vreau să zic ceva, deci sevrajul medicamentos este extrem de periculos la antiepileptice. Sfătuiesc întotdeauna mamele să nu întrerupă brusc medicația, pentru că, sau să nu uite mai mult de 2 doze consecutiv, pentru că acest lucru poate provoca o criză epileptică care poate fi majoră. În ce situații aceste focare epileptice nu se liniștesc în timp și rămâne o afecțiune pe toată durata vieții? Sunt diverse situații, adică nu pot să spun exact în ce situații și în ce situații nu se liniștesc, dar în general epilepsiile structurale care au ca și cauză modificări de structură la nivel cerebral
acestea necesită tratament la lung, pentru că factorul declanșator este acolo, permanent. Din cauza asta se practică câteodată și unii copii sunt propuși pentru chirurgie epilepsie, tocmai pentru a înlătura aceste zone de afectare structurală care sunt permanente acolo, un focar iritativ. Timpul nostru a expirat, dar mai este o întrebare foarte importantă peste care nu pot să trec pentru a merge în păcați acasă, că am vorbit despre epilepsie. Este foarte important stilul de viață. Dacă un copil are diagnosticul acesta de epilepsie, trebuie să mănânce ceva special sau să aibă un regim de somn, de odihnă special? Întotdeauna, în momentul în care am un diagnostic de epilepsie, încep înainte de tratamentul medicamentos cu regimul igienico-dietetic și sfătuiesc, mai ales în această perioadă în care copiii sunt foarte expuși la TV, la tot felul de jocuri pe calculator și această lumină intermitentă care categoric face rău oricărui copil, cu atât mai mult copilului cu epilepsie, încep cu acest lucru și solicit scurtarea programului de expunere la lumină intermitentă, la TV, la tot ce înseamnă lumină intermitentă în condiții de întuneric, sigur, evitarea băuturilor neuroexcitante, Coca-Cola, cafea sau ciocolata neagră, somnul care trebuie să fie adecvat, 7-8 ore, cel puțin pe noapte la copii. Este foarte important de a începe cu aceste recomandări și pe urmă tratamentul medicamentos. Vă mulțumim, doamnă doctor, că sunteți alături de noi în această ediție și vă așteptăm și cu altă ocazie, pentru că simt că acest subiect este foarte vast. Noi azi am aflat câteva lucruri importante, doamnelor și domnilor. Dacă în preajma dumneavoastră un copil face pentru prima dată o criză de epilepsie, trebuie să aveți grijă să nu se lovească, trebuie pus în poziție laterală și deschis geamul pentru a putea respira aer curat și trebuie chemată ambulanța. Dacă doriți să luați legătura cu doamna doctor, o găsiți la Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu. Vă mulțumim pentru participare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, la revedere! Vă mulțumesc!